Sunt două lucruri pe care noi le tot discutăm de câte ori stăm de vorbă, atât în public cât și în privat, și pe care nu pot să le înțeleg. Unu, de ce ambulanța trebuie să fie la miliție? Și a doua... Și o plătim noi de la Ministerul... Și a doua, de ce trebuie să o plătească Ministerul Sănătății dacă tot e la miliție? Și UPU are același regim. Și UPU este totuși, chiar dacă face parte din structura unui spital, are un anumit grad de autonomie în raport cu managementul spitalului respectiv. Adică eu dacă cad în picioare acum și Doamne ferește și mă ia și mă duce la UPU, la oricare dintre spitale, pe mine mă duce la Ministerul de Interne, nu mă duce la Ministerul Sănătății. După aia pe salon mă duce la Ministerul. Coordonarea operativă este a Ministerului, a Departamentului pentru Situații de Urgență, e adevărat. Domnul ministru, că tot ați insistat pe, mă rog, pe încercarea de convingere a populației să vină mai des la doctor și să își facă, nu știu, fac și eu de asta, ca la, pe vremea vaccinării. V-ați gândit, dumneavoastră, la o soluție să-i cointeresați? Da, asta cu incentive... Că e în firea omului la mocăciune, ca să zic așa. Da, dar ce să facem o loterie? Să-i dați, nu știu, adică, două beri și trei mici. Nu două beri, putem să facem o loterie, adică... Da, păi nu s-a făcut la vaccinare. Vino să vezi dacă ești sănătos, da? Și atunci poți să primești un voucher să... Acum, cu jocurile de noroc, vedeți că e puțină... Ok, e puțină, nu la jocuri de noroc, habar n-am, la... La sucuri naturale, la orice, un voucher. Păi, totuși, eu cred că statul face un efort foarte mare să plătească niște analize. Noi nu avem niște verituri în sistemul de asigurări de sănătate prea mari pentru că nu plătesc decât 5 milioane din 19. Păi și? Atât. 5 milioane și de 19. Și avem o soluție să plătească mai mulți? Acum, soluția cu un nou pachet fiscal începe să se întrezărească pentru că foarte multe categorii care erau scutite, da, de la plata contribuției, vor plăti contribuții. Vor plăti? Vor plăti contribuții. A intrat în vigoare actul normativ sau nu? O să intre. E contestat la Curtea Constituțională. E contestat în momentul de față, dar... Și cam câți? Din 5 milioane, câți plătitori de CSS vor... Nu. 5 milioane plătesc din 19, asta m-a spus. Pe asta vă întreb. Din 5, în cât să... Probabil 6. Transform. În 6, nu? Da. E, totuși, un milion de plătitori... Păi bun, 20% în plus, da, ca să vorbim este așa. Este o creștere care este importantă. Sigur că există multe persoane, există pensionari, există, știu eu, persoane care sunt întreținut, copii, foarte mulți copii, nu? Acolo, practic, ei trebuie să beneficieze de alocările suplimentare de la buget care merg la reechilibrarea Fondului de Asigurări de Sănătate. Dar din ăștia 5 milioane, apropo, că tu îmi scria cineva, unii plătesc chiar de mai multe ori asigurările de sănătate. Că plătesc o dată la job, da? Pe cartea de muncă, cum s-ar zice. A doua oară plătesc pe dividende, că știți că dacă depășești o... Și pe dobânzi se plătește. Sumă, poți să plătești pe dobânzi, deci da, pe drepturi de autor, apropo, că toată lumea are impresia că noi ăștia care luăm și pe drepturi de autor bani, suntem scutiți. Nu, nu suntem deloc scutiți. Eu plătesc la ăsta de sănătate de mie spănat. Știți care și care e avantajul meu? Că știți că e discuția asta... Bun, eu înțeleg povestea asta care pleacă de la Jean-Jacques Rousseau să se redistribuie, să se ajungă la toată lumea, da? Dar, iertați-mă, eu nu primesc, presupunând că am un salariu gigantic, ceea ce nu se întâmplă, dar mă rog, îi las pe unii să trăiască cu iluzia asta și cu nefericirea asta, eu plătesc CSS procentual raportat la venitul meu gigantic. La fel cum unul plătește procentual raportat la venitul minim pe economie. Eu am vreun avantaj din punct de vedere al tratamentului spitalicesc sau medical în țara românească față de el? Nu aveți un avantaj, însă ceea ce ar trebui noi să dezvoltăm ca să aveți un avantaj este legat de dezvoltarea și la noi foarte, e subdezvoltat sistemul de asigurări private. Noi nu avem asigurări private, practic. Știți că este o sumă deductibilă din impozit în fiecare an, da, impozitul pe venit, de 400 de euro, de care ai putea să o folosești? Pentru asigurări private de sănătate. Da, deci nu te costă nimic. Mai ziceți o dată, poate vă aud. Da, da, știți. Dar avem și prăvălii care fac asigurări private de sănătate? Avem foarte puține, pentru că la noi s-a dezvoltat un alt sistem, cel al abonamentelor de sănătate, în care, și probabil te știți, nu știu, la dumneavoastră, da, la realitate, da, dacă aveți abonamente la vreun furnizor de servicii de sănătate, la realitate, mă scuzați, România, la România TV, mă cer scuze. Eu am spus chestiunea asta că ei au dragoste deosebită pentru mine, probabil. Da, știu, voi. Așa. Însă, în mod evident, viitorul este să aduci bani noi în sistemul de sănătate, care nu înseamnă să o supra-taxezi vreo persoană, ci să îl stimulezi, și ăsta e un mecanism financiar care există,
în care eu, din venitul propriu, fac o asigurare suplimentară. Da, dar și în sistemul privat de sănătate sunt niște scoluri de sare șapca. Da, este o problemă acolo legată de faptul că coplata pacientului este nelimitată și chiar dacă tu semnezi că ești de acord, tot foarte mare este. Uite, îmi spune producătorul meu că el plătește 50 de euro pe lună, i-a fost rău neveste și s-a dus la unul de ăsta la urgență și a mai luat 1000 de lei. Dacă tot plătești de fiecare lună abonamentul. Apropo, da, de ce spuneți noastră. Deci e mult de lucrat în povestea asta. Venim și la un subiect care, sigur, nu o să vă placă, dar care este al dracului. După ce am eroizat medicii și erau acei eroi în halate albe, în pandemie, cu toate exagerările din România, că la România se exagerează și în bine și în rău, nu există ceva. Acum ne-am întors iară la povestea cu ciubucurile, domnul doctor. Și au fost niște momente care, cum să spun, mi-a crăpat mie obrazul de rușine. Povestea de la spitalul de plământ. Unde i-a găsit, am citit și eu dimineața. Unde a găsit pe unul cu jumătate de milion în cash acasă. Euro. Gândiți-vă că în momentul în care ai 55 de acte de luare de mită într-o lună de zile, că așa era unul dintre cele două cazuri, celălalt era cu 34. Da. Mai mulțiți și dumneavoastră cu o sumă probabil între 500 și 1000 de euro și vedeți ce sumă lunară. Eu nici nu știu ce poate să facă cu atâția bani. Știți ce m-a spăimântat pe mine? Cazul rezidenților. Și cazul rezident. Domn doctor! Păi, acum mă scuzați. Păi ce? Dar aia care e rolul? Ce pot să-ți fac? Am întrebat și eu. Nu, ei au intrat într-un sistem, asta e opinia mea. Acei rezidenți au intrat într-un sistem în care, în afară de meserie, au fost învățați. Da. Să facă și acest lucru. Pe asta vă întreb. Rezidentul ăla poate să facă ceva sau tot profesorul îți face? Bun, acum nu e vorba. Păi nu vă întreb. Îngrijirea cotidiană, îngrijirea zilnică, participarea sau la... Sau cumva profesorul lua prin rezident, vă întreb. Nu cred. Nu credeți? Nu, credeți nu că știu. Era pe direct? Nu știu. Nu, m-am spăimântat 467.000 de euro sau nu știu cât la unul acasă. Dincolo de faptul că, frate, sparge dracu unul casa și te lasă sportiv după ce ai muncit o viață întreagă pentru banii ăștia. Da, e năucitor, domnul Duc. Da, și pentru mine, mai ales că cel puțin pe unul dintre cei doi îi cunosc. Erau fost, și cadre universitare. A fost incredibil și ceea ce este cel mai rău este condiționarea actului medical de mită. Adică nu-ți fac operația, nu te operezi, dacă nu plătești o sumă de bani. Chestiunea asta este... A fost momentul ăla astral al epocii Dragnea când s-au mărit salariile la medici. Acum, s-au mărit corespunzător. Așa este. Dar eu m-am uitat. Astăzi am discutat cu colegii. Bun, sigur că 10.000 sunt mai mult decât 3.000. Nu. Dar nu putem să facem salarii de 15.000 la toți medicii din România. Dar nu există nicăieri. Dar nu există nicăieri, domnul Ciucta, cu chestia asta. Medicii care câștigă sumele astea foarte mari sunt excepții și în țările din vestul Europei. Adică nu vă închipuiți. Eu am o colegă care este neurochirurg în Germania și care muncește în fiecare zi 12 ore, iar salariul ei net este undeva între 5.500 și 6.000 de euro, făcând foarte multe gărzi. În Germania. Și neurochirurgie, deci, zici, da? Neurochirurgie. Deci nu, cine își închipuie că în alte țări îți dă cât un sac cu bani în fiecare lună, este inexact și mai mult, ei muncesc foarte mult pentru banii ăștia. Încă un caz concret al colegului dumneavoastră de partid, mă rog, numai că l-ați dat afară, primarul de la Mioveni. Spitalul. Cunoaștem tot PR-ul, singurul spital din România, care nu e singurul spital făcut după 90, dar nu mai contează, că mai e unul și pe la Botoșani, mai sunt și altele. În fine. Acum vreo lună de zile era știre că au nevoie de medici. Anunțau ce avantaje au pentru medici. Se pare că anunțau nevoie, ce da, nu știu ce. Și aflu că primarul, conform susținerilor procuraturii, lua ciubuc ca să angajeze medicii aia de care avea nevoie la spital, în unitatea medicală care ținea de el și care era condusă de Ginerisu. Un mecanism perfect. Să rămână banul în familie, ca să zic așa, nu? Da, nu știu, și pentru mine a fost... Nu, dar spuneți-mi și mie, ce poți, în cât timp putea doctorul respectiv, da, înțeleg, nora prietenului lui, să-și scoată cei 30.000 șpagă? Care a șpaga 30.000? Problema, știți care e? Șpaga generează alt mecanism de corupție secundar. Nu. Pentru că toată lumea care plătește o șpagă trebuie să o recupereze. Normal, de că nu-i dai din pasiune. Exact. Și asta generează o corupție în lanț.
Asta este de fapt. Doamna trebuia să-și scoată banii, nu? Dacă îi dădea. Da, dar înțeleg că a preferat varianta cu procuratura. A preferat varianta cu procuratura că nu s-a rezolvat varianta cu angajarea. De-aia din ce motive nu s-a cunosc, rezolvat? Nu cunosc detalii, nu vreau să... Nu, de asta vă întreb. Adică, totuși, medicii reveniseră, hai să spunem, ca percepție publică, la partea aia de bine, da? Erau profesioniști, erau aia care s-au luptat cu pandemia, erau aia care acum, ușor, ușor, din niște cazuri de-astea, te întorci ca breaslă în povestea asta. Eu, să știți că sunt mai optimist decât sunteți dumneavoastră, pentru că aceste cazuri... Dați-mi un motiv. Și motivul e foarte clar. Dacă aceste cazuri sunt aduse la o condiție, la o cunoștință opiniei publice, da, reacția la nivel politic este foarte categorică. Reacția la nivel public este de respingere. Este. Eu cred că la un moment dat lucrul ăsta va avea un impact și oamenii ăștia o să înceapă, dacă nu se schimbă din punct de vedere al conștiinței comportamentul, măcar încep să se teamă și să nu mai facă așa ceva sau să reducă foarte mult această obișnuință. Eu, Doamne, ce să spun? Dumnezeu și Măicuța. Sunt uimit că persoane care au avut o carieră foarte cunoscută, persoane publice, da, discutăm, termină această carieră într-un mod absolut lamentabil. Neavând o necesitate, încă o dată, domnul Ciudacu, n-au nevoie de nimic. Ai, nenorocirea, vă mulțumesc. E obișnuință și el cu mie. Vă mulțumesc mult, domnule doctor, că ați fost alături de mine această seară. Vă aștept oricând cu aceeași plăcere. Luăm o scurtă pauză, domnule, după care voi reveni spectaculos. Un nou caz înfiorător. Pensionari rupți în bătaie de poliție. Ca pensionarilor bătuți va fi imediat în studioul România TV. Veți vedea filmări cutremurătoare cu pensionarii torturați și imagini în care polițistul calcă pe gât pe unul dintre oameni, după care îi leagă în cătușe de banca din curtea unității de poliție. Martorii luați și ei la bătaie de mărdoia și cu epoleți. Și o nouă exclusivitate, am obținut dovezile. Veți vedea proba care arată cum l-au lovit polițiștii pe tânărul mort, unde au aplicat loviturile, cum au modificat filmarea. Vă prezint imaginile care îi demască pe toți. Rămâneți, merită.